Luna iulie, ziua întâi. Sfinții mucenici Cosma și Damian, doctorii fără de plată. După trupească răsărire pe pământ a Stăpânului nostru Hristos Dumnezeu, se poate auzi pretutindeni, ca un lucru oarecare de mirare, viața tuturor sfinților mucenici ai lui Hristos. Pentru că minunată s-a făcut întru dânsii puterea Mântuitorului, și de mirare este tuturor starea lor cea cu mărime de suflet, împotriva muncitorilor și nebirita lor răbdare. Dintre unii ca aceia au fost aceștia, de care ne stă nouă înainte cuvântul, sfinții răbdători de chinuri Cosma și Damian, frații după trup, care dintr-un tată și dintr-o maică s-au născut în Roma cea veche și au fost crescuți în buna credință creștinească. Aceștia, deprinzându-se la meșteșugul doctoriei, toate bolile le tămăduiau cu lucrarea, căci aveau împreună ajutătorul lor întru toate pe darul unuia Dumnezeu. Și peste câți din oamenii cei ce pătimeau și din dobitoace își puneau mâinile lor, îndată aceia se făceau sănătoși și desăvârșit. Iar bunii tămăduitori de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri. De aceea au fost numiți și doctori fără de plată, căci numai de o plată ca aceasta prea scumpă aveau trebuință de la cei ce se tămăduiau, ca să creadă întru Hristos. Și nu numai în singură Roma, ci și prin cetățile din prejur și prin sate mergând, și pe cei bolnavi tămăduindu-i, pe mulți îi întorceau la Hristos. Și încă pe lângă darul cel tămăduitor, făceau bine noroadelor și prin îndurata dăruire, căci având de la strămoși multe averi adunate și după părinți rămase lor, le vindeau pe acelea și le împărțeau la săraci. Și la cei ce aveau trebuință și hrăneau pe cei flămânzi și îmbrăcau pe cei goi. Și tot felul de milă și de îndurare arătau spre cei săraci și lipsiți. Iar când tămăduiau pe cei bolnavi, grăiau către dânsii așa: noi numai mâinile le punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic nu putem să facem, ci pe toate le lucrează tăria cea totputernică a lui Hristos, unui adevăratului Dumnezeu, întru care de veți crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi. Și aceia crezând, câștigau sănătate. Și așa, în toate zilele, întorcându-se mulți de la păgânătatea închinării de idoli, se apropiau de Hristos. Și aveau sfinții aceștia doctori petrecere osebită într-un sat oarecare din hotarele Romei, unde erau averile părinților lor. Acolo, avându-și adăpostirea lor, i-au luminat pe toți cei din prejur cu sfânta credință. Deci diavolul, neputând răbda ca să vadă o viață ca aceasta a lor, care strălucea cu faptele bune, a îndemnat pe oarecare slujitori ai lor ca să meargă la împăratul și să clevetească pe acești nevinovați. Și împărăsea atunci în Roma Carin. Acesta, ascultând pe clevetitori, îndată a trimis ostaș la satul acela, ca să prinde pe doctorii cei fără de plată, Cosma și Damian, și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și mergând ostașii la satul acela și întrebând pentru Cosma și Damian, s-au adunat credincioșii la sfinți și îi rugau pe dânsii ca să se ascundă puțin, până ce va trece mânia cea împărătească. Iar sfinții n-au voit să-i asculte pe ei, ci se sârguiau ca singuri de voie să iasă la ostașii cei ce căutau pe dânsii, dorind ca să pătimească pentru Hristos cu bucurie. Însă după ce mai mulți credincioși s-au adunat la ei și cu rugăminte cu lacrimi îi îndemnau pe dânsii ca să-și ferească viața lor nu pentru sine, ci pentru mântuirea multora, s-au supus și nevrând, iar credincioșii, luându-i pe ei, i-au ascuns într-o peșteră. Deci ostașii, căutându-i pretutindeni cu dinadinsul și neaflându-i, s-au umplut de iuțime și de mânie și, prinzând pe unii bărbați cinstiți din satul acela, i-au legat pe dânsii cu lanțuri și îi duceau la Roma. De care lucru, înștiințându-se sfinții Cosma și Damian, îndată au ieșit din peșteră și au alergat de grab în urma ostașilor și, ajungându-i pe cale, au zis către dânsii: sloboziți pe acești nevinovați și luați-ne pe noi, pentru că noi suntem cei pe care aveți voi poruncă să-i prindeți. Deci ostașii, slobozind pe cei bărbați, au pus lanțurile pe sfinții Cosma și Damian și au dus la Roma, unde sfinții au fost păziți în legături până a doua zi. Iar a doua zi, așezut împăratul la obișnuita judecată înaintea norodului, care era la loc de priveliște, și punând înainte pe sfinții legați Cosma și Damian, cu mare glas a început a vorbi către dânsii, zicându-le: voi sunteți cei ce vă împotriviți zeilor părinților noștri și cu oarecare meșteșug de vrajă tămăduiți fără de plată bolile între oameni și între dobitoace, amăgind pe norodul cel prost ca să se depărteze de la zei și de la legile părintești?
ci măcar acum întoarceți-vă de la voastră rătăcire, ascultați sfatul meu cel bun și, apropiindu-vă, aduceți jertfă zeilor, care îndelung v-au răbdat pe voi până acum. Căci făcându-li se strâmbătate de la voi, nu v-au răsplătit vouă rău pentru rău, deși puteau să vă răsplătească, ci au răbdat așteptând întoarcerea voastră cea către dânsii. Iar sfinții plăcuți lui Hristos, într-un glas răspunzând către împăratul, au grăit: noi n-am înșelat pe niciun om, nici nu știm meșteșug de vrajă, nici n-am făcut vreun rău cuiva, ci tămăduim bolile cu puterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, precum acela ne-a poruncit zicând: pe cei bolnavi tămăduiți, pe cei stricați curățiți. Și o facem aceasta fără de plată, de vreme ce Mântuitorul a poruncit-o zicând: în dar ați luat, în dar dați. Pentru că nu avem trebuință de averi, ci mântuirea sufletelor omenești o căutăm și slujim neputincioșilor și săracilor ca însuși lui Hristos. Căci acela socotește ca și pentru sine îngrijirile cele făcute pentru dânsii, zicând către bunii dătători: flămând am fost și mi-ați dat de-a mâncat, am însetat și m-ați adăpat pe mine, gol am fost și m-ați îmbrăcat. Pe aceste porunci ale lui noi ne sârguim a le împlini, așteptând ca să luăm de la dânsul plată în viața cea fără de sfârșit a împărăției cerului. Iar celor păruți de tine, zei, nici de cum nu voim să le slujim. Tu și cei cu tine slujiți-le lor. Iar noi știm cu adevărat că aceia nu sunt Dumnezei. Iar de voiești, o împărate, noi îți punem ție înainte sfatul cel bun, ca să cunoști pe unul adevăratul Dumnezeu, făcătorul tuturor, care răsare soarele său peste cei răi și peste cei buni, și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți, spre trebuința noastră și spre slava numelui său celui prea mare. Aceluia să-i slujești, depărtându-te de la idolii cei fără de suflet și nesimțitori. Iar Carin împăratul a zis către dânsii: nu v-am chemat pe voi ca să grăiți filozofii, ci să aduceți jertfă zeilor. Răspuns au sfinții: noi unuia Dumnezeului nostru îi aducem sufletele noastre jertfă fără de sânge, celui ce ne-a izbăvit pe noi din cursele diavolului și a dat pe unul născut fiul său pentru mântuirea a toată lumea. Acela, Dumnezeul nostru, nu este zidit, ci este ziditor al tuturor, iar ai tăi zei sunt niște scorniri omenești și lucru al mâinilor meșterilor. Și de n-ar fi fost între oameni meșteșugul cel ce face pe zeii voștri, voi n-ați fi avut la cine să vă închinați. Carin a zis: nu ocărâți pe zeii cei veșnici, ci apropiindu-vă, închinați-vă lor cu jertfe mai înainte de a primi muncile cele ce vă așteaptă pe voi. Iar robii lui Hristos, umplându-se de Duhul Sfânt, au zis: fii rușinat împreună cu zeii tăi, o, Carine! Și de vreme ce se întoarce mintea ta de la Dumnezeul cel ce de-a pururea este și viețuiește în veci și se lipește spre idolii cei nesimțitori și niciodată vii, deci și fața trupului tău să se întoarcă de la locul său spre a ta înfruntare, ca să te deprinzi prin singură cercarea ce poate Dumnezeul nostru. Aceasta zicând-o sfinții, îndată s-a schimbat fața lui Carin și grumajii i s-au sucit și s-a întors fața lui la spatele lui. Și nu putea să-și întoarcă grumajii săi, nici nu putea cineva să-i ajute lui, ci ședea pe scaun, avându-și grumajii și fața strâmbă. Iar norodul ce privea spre aceea striga cu mare glas: mare este Dumnezeul creștinilor și nu este alt Dumnezeu afară de dânsul. Într-o acea vreme, mulți au crezut într-un Hristos și au rugat pe sfinții doctori ca să tămăduiască pe împăratul. Încă și singur împăratul se ruga, zicând către dânsii: acum știu cu adevărat că sunteți robi ai adevăratului Dumnezeu. Deci mă rog vouă, precum ați vindecat pe cei mulți, tămăduiți-mă și pe mine, ca și eu să cred că nu este alt Dumnezeu, afară de Dumnezeu cel propovăduit de voi, care a făcut cerul și pământul. Iar sfinții au zis către dânsul: de vei cunoaște pe Dumnezeul cel ce ți-a dat ție viața și împărăția și de vei crede într-o dânsul cu toată inima ta, acela poate să te tămăduiască pe tine. Iar împăratul cu mare glas a zis: cred întru tine, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule cel adevărat, miluiește-mă pe mine și nu pomeni neștiința mea din tâi. Aceasta zicând împăratul, i s-au îndreptat grumajii lui și fața lui a stat la locul său, precum era mai întâi. Și sculându-se împăratul de la locul său, și-a ridicat ochii săi spre cer și înălțându-și mâinile a dat mulțumite lui Dumnezeu împreună cu tot norodul zicând: bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeule cel adevărat, care m-ai adus pe mine dintr-un tuneric la lumină prin acești sfinți robi ai tăi. Și așa tămăduindu-se împăratul, a cinstit pe sfinții doctori Cosma și Damian,
și a slăbozit pe ei cu pace. Iar ei, ieșind din Roma, s-au dus la satul lor. Și auzind locuitorii satului aceluia și cei din prejur, toate cele ce se făcuse de sfinți în Roma, au ieșit într-o întâmpinare a plăcuților lui Dumnezeu și au primit pe dânsii cu bucurie, veselindu-se și slăvind pe Stăpânul Hristos. Iar sfinții umblau iarăși împrejur prin cetăți și prin sate, după obiceiul lor, tămăduind neputințele și luminând norodul cu sfânta credință. Apoi se întorceau la satul lor. Iar zavistuitorul diavol, neputând prin meșeșugirea sa cea din tâi să-i piardă pe sfinți de pe pământul celor vii, a scornit alta. Era în părțile acelea oarecare doctor slăvit, de la care și acești sfinți învățaseră de la început meșteșugul doctoricesc. Pe acela l-a îndemnat vrăjmașul ca să urască pe sfinți, nesuferind slava lor cea bună. Deci, chemând acela la sine pe sfinți cu înșelăciune, i-a luat pe dânșile un munte, ca și cum ar fi voit să adune buruieni de doctorii, iar în inimă având gândul lui Cain. Și ducându-i pe ei departe, a rânuit ca fiecare deosebi să adune buruieni. Deci mai întâi, năvălind deasupra unuia, l-a ucis pe el cu pietre, apoi și pe celălalt l-a ucis așișderea. Și luând trupurile lor, le-a ascuns lângă o scursură de apă ce era acolo. Așa sfinții răbdători de chinuri ai lui Hristos, doctorii cei fără de plată, Cosma și Damian, și-au luat sfârșitul vieții și s-au îndrădnicit de cununile mucenicești de la Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă, acum și de-a pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Petru, cel ce a fost patriciu. Cuviosul Petru s-a născut și a crescut în Constantinopol, din părinți slăviți și bogați. Tatăl lui se numea Constantin și a fost patriciu și povățuitor de oști. Acest Petru, silindu-se din tinerețe la învățătura cărții, s-a deprins bine la filozofie și a străbătut toată înțelepciunea cea din afară. Și ajungând la vârsta cea de bărbat, s-a însoțit cu femeie, iar după sfârșitul tatălui său, a luat cinstita dregătorie a celuia, fiind pus patriciu în zilele evlavioase împărătese Irina și a fiului ei Constantin. Iar după ce a luat împărăția Nichifor și grecii au făcut război cu bulgarii, într-acea vreme Petru a fost pus de împărat mai mare voievod peste toate oștile și s-a dus cu împăratul asupra bulgarilor. Și făcându-se mare război, întâi grecii au biruit pe bulgari, apoi cu dumnezeiasca slăbozire, bulgarii îndreptându-se au lovit pe greci cumplit și l-au ucis pe însuși împăratul Nichifor. Atunci și fericitul Petru cu 50 de boieri greci au fost prins de bulgari și a fost ținut în legături spre muncire și spre moarte. Și rugându-se el lui Dumnezeu cu din adinsul pentru a sa izbăvire, i s-a arătat noaptea Sfântul Ioan Teologul, cel ce s-a rezemat pe pieptul lui Hristos și l-a izbăvit pe el din legături, ducându-l până la Roma. Dintre acea vreme, Petru s-a dat pe sine cu totul spre slujba lui Dumnezeu și, socotindu-le pe toate ca pe niște gunoaie, s-a dus la muntele Olimpului, unde, luând viața îngerească, s-a nevuit împreună cu Marele Ioanichie, pomenirea lui la 4 noiembrie, și s-a deprins la toată bunătatea. Și petrecând acolo 34 de ani, a mers la Constantinopol după ce acum soția lui și fiul muriseră. Și mai întâi a petrecut o vreme lângă biserica zidită de dânsul, care se numea Evandria, apoi ducându-se la un loc de liniște osebit, și-a zidit o chilie mică și a petrecut întrânsa 8 ani, foarte obosindu-se pe sine cu postul și cu privegherea și cu celelalte nevoitoare osteneli, purtând o haină aspră de păr pe trup, iar picioarele avându-le neîncălțate în toată vremea vieții cele puznicești. Așa viețuind bine și cu plăcere de Dumnezeu, s-a odihnit într-o Domnul și s-a numărat în ceata dreptilor celor ce slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. În veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Mucenic Potit Pruncul. Într-o împărăția lui Antonin, fiind prigoană mare asupra creștinilor pretutindeni, era în Sardichia un bărbat oarecare care se ținea de păgânătatea închinării idolești, cu numele Gilas. Acesta avea un fiu unul născut, copil de 13 ani, anume Potit, înțelepțit cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cea care din gura pruncilor își săvârșește ei laudă. Și iluminat cu darul Sfântului Duh, ca să cunoască el pe făcătorul său și aceluia unuia să-i aducă rugăciunile și închinăciunile sale, iar de idolii cei fără de suflet să se îngrețoșeze. Pentru că știind a citi cărțile, a aflat niște dumnezești învățături creștinești și citindu-le pe acelea, s-a umplut de înțelepciune duhovnicească și de înțelegere și ducându-se fără știrea tatălui său la creștini, a primit Sfântul Botez și se întorcea de la urâtele slujbei idolești.
Iar Ghilas, tatăl lui, văzând pe fiul său întorcându-se de la idoli, s-a mâhnit și cu multe îmbunări îl îndemna pe el ca să aducă împreună cu dânsul jertfă zeilor lor. Iar sfântul tânăr i-a grăit lui: Tată, nefolositor cuvânt îmi grăiești mie, poruncindu-mi ca să jertfesc dracilor. De mă iubești, părintește pe mine, fiul tău, apoi să mă sfătuiești pe mine aceea care mântuiește sufletul, iar nu aceea care îl pierde. Eu doresc ca și tu, cunoscând adevărul, să te întorci de la spurcata rătăcire și să începi a sluji unuia Dumnezeu, celui ce în cerul viețuiește și pe toate le cuprinde, făcătorul a toată făptura. Iar tatăl lui, mânindu-se, l-a închis pe el într-o odaie osebită și a poruncit casnicilor ca să nu îndrăznească nimeni să dea copilului pâine și apă. Și zicea către dânsul: Vom vedea dacă Dumnezeul tău, pe care îl cinstești, îți va da ție hrană și băutură. Iar sfântul tânăr potit, plecându-și genunchii, se ruga lui Dumnezeu zicând: Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate și dă război cu cei ce se luptă cu mine, pentru că doresc ca să slujesc ție Domnului meu Iisus Hristos, celui ce ai voit a venit din cer pe pământ pentru mântuirea omenească. Privește spre rugăciunea smeritului robului tău și mă întărește pe mine într-o această foame, precum ai întărit pe prorocul tău Daniel, cel aruncat în groapa leilor. Tu ai zis într-o sfântă evanghelia ta: Fericiți cei ce flămânzesc și însătoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerului. Deci și pe mine, cel închis aici pentru dreptatea ta și chinuit de foame și de sete, nu mă lăsa. Și a petrecut sfântul în închisoarea aceea multe zile, fiind pedepsit de tatăl său cu foame și cu setea, iar de Dumnezeu fiind întărit prin hrană duhovnicească și adăpat prin darul Sfântului Duh. Și strălucea fața lui ca soarele. Și veselindu-se întru Domnul Dumnezeul său, zicea: Mulțumesc ție, stăpâne, că pe mine, nevrednicul robul tău, ai binevoit a mă sătura de bunătățile tale duhovnicești, care pe cât se primesc, pe atât mai mult se doresc. Și încă mă rog ție, Dumnezeul îngerilor și al arhanghelilor, milostive și îndurate, cel ce nu voiește moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă el și să fie viu, ascultă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu toată inima pentru tatăl meu. Dă-i lui cunoștința adevărului tău și înțelegerea credinței. Deschide-i lui mintea ca să poată el a te cunoaște pe tine, făcătorul său, și ție unea să-ți slujească, iar nu zeilor elinești celor mulți, ca să nu se bucure de dânsul diavolul, vrăjmașul numelui creștinesc, ci să se proslăvească tăria ta cea totputernică, care povățuiește spre mântuire pe cei rătăciți. Așa rugându-se el, i s-a arătat îngerul Domnului, întărindu-l pe el și zicându-i: Va fi ție ceea ce poftești, pentru că Dumnezeu, căruia cu toată inima te-ai încredințat, totdeauna este cu tine și orice vei cere de la dânsul vei câștiga. Însă să știi și aceasta, că pierzătorul sufletelor omenești, diavolul, s-a gătit asupra ta. Deci se cade ție ca să primești toate armele lui Dumnezeu, ca să poți sta împotriva meșteșugirilor lui. Aceasta, zicându-i îngerul luminii, s-a dus. Iar sfântul se ruga lui Dumnezeu zicând: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Și trecând puțin ceas, de năprasnă i s-a arătat lui îngerul întunericului într-o strălucire de lumină prefăcută și a zis lui: Iată, am venit la tine, o tânărule fără de răutate, ca să nu slăbești cu sufletul tău și cu trupul de foame și de sete, ci să asculți pe tatăl tău și să te saturi cu dânsul de mâncări. Că Hristos sunt și, fiindu-mi milă de tine și văzând lacrimile tale, am venit să te cercetez pe tine. Iar sfântul tânăr potit i-a răspuns: Mergi înapoi a mea, Satano, vrăjmașule al dreptății. Nu vei amăgi pe robul lui Dumnezeu, nu ești tu Hristos, ci potrivnic lui Hristos. Aceasta zicând-o sfântul, a început a se ruga zicând: Doamne Iisuse Hristoase, gonește pe vrăjmașul acesta spurcat de la mine și aruncă-l pe el într-o adânc, într-o care este osândit cu slujitorii săi. Iar diavolul, schimbându-și asemănarea îngerească cea prefăcută, s-a făcut ca un uriaș mare, cu statul ca de 15 coți. Apoi iarăși s-a prefăcut într-un bou mare și a răgit cu mare glas. Iar sfântul cu semnul crucii îngrădindu-se, a zis către dânsul: Încetează, răule duh, a ispitit pe ostașii lui Hristos, pentru că nu vei putea înfricoșa pe cel răscumpărat cu sângele lui Hristos și îngrădit cu puterea crucii. Și îndată s-a stins diavolul.
și se auzea glasul lui de departe zicând: „Oh, ce fel de tânăr copil mă biruiește pe mine, vai mie! Unde mă voi odihni de acum? Spre cine voi slobozi săgețile mele? De mă apropii de un bătrân, nu atâta de lezne mă biruiește acela precum acest copil, ci mă voi duce și voi intra într-o fiica una născută a împăratului Antonin și într-o dânsa voi arăta puterea mea. Încă voi îndemna și asupra ta, o potite, pe împăratul, ca să te piardă pe tine cu multe mungi.” Iar Sfântul a răspuns: „O, vrășmașule, în orice fel de munci voi intra, pretutindeni te voi birui pe tine, nu eu, ci Domnul meu Iisus Hristos.” Și a fugit diavolul strigând: „Amar mie că sunt biruit de un copil!” După aceasta Ghilas, tatăl lui, scoțându-l pe el de la închisoare, a zis către dânsul: „Fiule, jertfește zeilor pentru că poruncă este de la împăratul, ca tot cel ce nu aduce jertfe zeilor să se ucidă cu multe munci sau să se dea la fiare spre mâncare. Însă mă doare pentru tine că unul născut îmi ești mie, ca să nu te pierd pe tine moștenitorul meu.” Grăita Sfântul: „Căror zei să le aduc jertfă, ca să știu pe ei anume?” Iar tatăl i-a zis lui: „Au nu știi, fiule, pe zeul Die și pe Arta și pe Atena?” Grăita copilul: „De când m-am născut, niciodată n-am auzit ca unii ca aceștia să fie zei, fără numai idoli. O, tată, de-ai fi știut cât de puternic este Dumnezeul creștinesc, care pe sine smerindu-se ne-a mântuit pe noi, ai fi crezut întrânsul că acela este unul adevăratul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, iar toți ceilalți, zeii neamurilor, sunt draci.” Zis Aghilas: „De unde sunt la tine cuvintele acestea pe care le grăiești?” Răspunsa Sfântul: „Acela căruia îi slujesc grăiește prin buzele mele, pentru că a zis în Evanghelia sa: nu vă îngrijiți cum sau ce veți grăi, că se va da vouă într-o acel ceas ce veți grăi.” Zis Aghilas: „Au nu te tem de munci, fiul meu, și când vei fi dus la boierul cel muncitor și vei fi dat la muncile cele cumplite, atunci ce vei face?” Iar Sfântul copil, zâmbind, a zis: „O, tată, fără de minte cuvânt ai zis. Domnul meu Iisus Hristos, răscumpărătorul sufletelor noastre, acela mă va întări pe mine, robul său. Au nu știi, tată, că într-un numele Domnului, David, un copil nenarmat, a ucis pe cel tare Goliat cu o piatră și, smulgând sabia de la dânsul, i-a tăiat capul.” Zis Aghilas: „Deci tu, nădăjduind spre Dumnezeul tău, oare ești gata ca pentru numele lui pe toate să le pătimești?” Răspunsa Sfântul: „Cred făcătorului meu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unuia în treime Dumnezeu, că mă va întări pe mine, nu numai pe toate muncile ale suferi cu bărbăție, ci și a muri pentru dânsul fără de temere. Încă să crezi și tu, tată, într-un Dumnezeu pentru care spun ție și te vei mântui. Pentru că acei zei, cărora acum te închini, nu sunt nimic. Nici nu au mântuit pe cineva cândva, nici nu au putut să facă ceva. Și ce folos îți este a te închina la rama cea neînsuflețită și la piatră și la lemn? Idolii când cad pe pământ, nu pot să se scoale, ci se sfărâmă bucăți. Și sfărâmându-se, nu dau glas, fiind muți și nesimțitori. Iar numele, cu care numiți pe idolii voștri, cu acelea de demult se numeau oamenii cei prea spurcați și prea fără de lege, care erau plini de vrăji drăcești și de toate faptele cele rele, și vrednici de multe pedepse, precum și acum, pe unii ca aceia, legile cetății îi judecă și dau la pedepsa cea de moarte. Acum ticăloasele suflete ale acelor zei ai voștri arde neîncetat în iad, în focul cel veșnic, care niciodată nu se stinge, și cei ce acum slujesc idolilor vor arde împreună cu dânsii într-o același foc fără de sfârșit. Iar Dumnezeul nostru, cel ce petrece în veci, pe toate le lucrează și îndreptează pe toată făptura cea văzută și nevăzută, și stăpânește pe cele de sus și pe cele de jos și pe cei ce cred într-un dânsul și slujesc lui cu adevărat. Îi proslăvește într-o împărăția sa la cer, încă și pe pământ le face numele lor slăvit, îmbogățindu-i pe dânsii cu darul cel de minuni, ca adică să facă ei semne și minuni, pentru că zice: iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne. În numele meu, dracii vor goni, în limbi noi vor grăi, șerbii vor lua în mână și chiar de vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma pe dânsii. Pe bolnavi, mâinile își vor pune și sănătoși vor fi. Acestea și altele asemenea cu acestea grăindu-le pruncul, s-a minunat Ghilas, tatăl lui, și a zis: acum am cunoscut că adevărat este Dumnezeul creștinesc, care unele ca acestea și atât de mari lucruri le grăiește prin gura copilului acestuia, care mai înainte niciodată nu le-am auzit. Și de n-ar fi fost în copil oarecare putere dumnezeiască, nu ar fi putut să grăiască din inima sa cuvintele acestea. Ci precum văd,
însuși Dumnezeul acela grăiește prin gura fiului meu. Deci, suspinând Ghilas și plângând, a zis, amar mie păcătosului, fiul meu, copilul cel tânăr, este mai înțelept decât mine cel bătrân, pentru că acesta, din copilărie, a cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, iar eu, îmbătrânind cu anii, până acum nu l-am cunoscut pe el. Dar acum cred cu inima și mărturisesc cu gura că nu este alt Dumnezeu afară de Dumnezeul creștinesc și nu este altul asemenea lui. Și așa Ghilas, crezând într-un Hristos, a luat Sfântul Botez prin povățuirea Sfântului Copil Potit, fiul său. După botezul tatălui său, Sfântul Potit, urmând ostenelilor apostolești, a ieșit din Sardinia, patria sa, și a venit în partea ce se numea Efir și a propovăduit acolo pe Hristos. Apoi de acolo a mers la cetatea ce se numea Valeria, în care era o femeie, anume Chiriachi, soția senatorului Agatonie, leproasă foarte și neputând a fi tămăduită de niciun fel de doctori. Iar Sfântul Potit, mergând la ușile casei ei, ședea lângă acelea ca un sărac. Și s-a întâmplat de a ieși dintr-o acea casă oarecare famen și Sfântul Potit a strigat către dânsul, cerând apă să bea. Iar famenul a zis către dânsul, dar aici ai venit să ceri apă? Răspuns a Sfântul, nu însetează atât de apa din casa aceasta, pe cât de mântuirea sufletelor, ca să fie darul Domnului meu Iisus Hristos în casa aceasta. Și minunându-se famenul de cuvintele Sfântului, l-a întrebat pe el, de unde ești tu, copile, și cum te numești? Răspuns a Sfântul Potit, din pământ sunt născut ca și tine, numele meu este Potit și sunt rob al stăpânului meu Iisus, care este mântuitorul sufletelor omenești, celor ce cred într-un dânsul, și tămăduitorul neputințelor trupești, care pe leproși a curățit, pe slăbănogi a ridicat de pe pat, pe orbi a luminat și pe cei morți a înviat cu cuvântul. Zisa famenul, dacă robești al aceluia, apoi oare vei putea ca să cureți pe cei leproși? Răspuns a Sfântul, unde va fi credința, acolo va fi și tămăduirea, pentru că stăpânul meu Iisus Hristos, după credință dă tuturor celor ce cer de la dânsul. Zisa famenul, dar vei putea tu ca să tămăduiești de lepră pe stăpâna noastră? Răspuns a Sfântul, de va crede într-un Hristos Dumnezeul meu, va fi sănătoasă. Zisa famenul, dacă o vei tămădui pe ea, stăpân vei fi al tuturor averilor ei. Răspuns a Sfântul, eu nu doresc nici aur, nici argint, nici averile ei, ci caut ca să împreunez sufletul ei cu Hristos Dumnezeul meu. Și îndată famenul a înștiințat de aceea pe stăpâna sa și a dus la dânsa pe Sfântul Potit. Și intrând în camera ei, a zis, pacea Domnului meu Iisus Hristos să fie în casa aceasta. Și a zis către dânsul Chiriachi, tămăduiește-mă pe mine, rogumăție, de poți să mă tămăduiești. Răspuns a Sfântul, crede într-un Dumnezeul cel propovăduit de mine, primește Sfântul Botez și vei fi sănătoasă. Zisa femeia, învață-mă pe mine cum să cred. Iar Sfântul a învățat-o pe dânsa pentru Hristos Dumnezeu, arătându-i ei calea cea dreaptă a mântuirii. Atunci a zis femeia, cred că nu este alt Dumnezeu fără de acela de care tu îmi spui mie și nădejdea tămăduirii mele într-un dânsul o pun, iar tu fă ceea ce poți să faci. Iar Sfântul Potit, plecându-și genunchii la rugăciune, a început a grăi cu lacrimi. Doamne Iisuse Hristoase, împăratul îngerilor, mântuitorule al sufletelor, tu ai zis ucenicilor tăi, cu numele meu pe cei leproși să-i curățiți, pe cei morți să-i înviați. Auzi-mă și pe mine, robul tău, stăpâne, și tămăduiește pe femeia aceasta. Să fie darul tău peste dânsa, ca să zică neamurile că tu ești Dumnezeu și nu este altul afară de tine. Așa rugându-se, a rânduit ca să se facă botezul și când a intrat femeia aceea în scăldătoare și s-a botezat, îndată s-a curățit de lepra sa și a ieșit sănătoasă, avându-și trupul ca o pruncă tânără. Aceasta văzând-o bărbatul ei, Agaton, și toți caznicii au crezut într-un Hristos și s-au botezat. Iar ceilalți cetățeni urmând de lor au primit mult sfânta credință ca la jumătate de cetate și binecuvântau pe Dumnezeu zicând, cu adevărat, mare lumină am văzut prin copilul acesta care ne-a scos pe noi din întunericul idolesc. Iar Sfântul Potit le grea lor, iată, vedeți măririle lui Dumnezeu, deci să păziți poruncile lui și vă veți mântui în veci. Și ieșind de acolo, s-a dus la un munte în pustie care se numea Gargara și acolo locuia cu fiarele ca și cu oile, pentru că, prin dumnezeiasca poruncă, îi se supuneau lui fiarele și se adunau în urma lui. Într-o acea vreme, a intrat dracul în fiica împăratului Antonin, cu numele Agnia, și o muncea pe dânsa. Și era împăratul în mâhnire mare,
și se ruga pentru dânsa deșerților săi zei, făgăduind și zicându-le: Zeule Apolon, zeule Die, zeule Arfan, tămăduiți pe fiica mea și vă aduce vouă într-o jertfă boi cu coarnele aurite. Iar dracul striga prin gura fecioare zicând: De nu va veni aici potit cel ce petrece în muntele Gargara, eu de aici nu voi ieși. Iar împăratul îndată a trimis pe oarecare boier al său cu numele Ghelasie, cu 40 de ostași, la muntele acela, ca să caute pe potit. Și aceia, ducându-se acolo și străbătând pustia Gargariei, au aflat pe robul lui Hristos șezând în munte și împrejurul lui stând mulțime de fiare, pe care, văzându-le ostașii, s-au temut și voiau să fugă, pentru că fiarele se întorsesele spre dânsii ca să se repeadă la ei. Iar Sfântul a certat pe fiare, zicându-le: Duceți-vă la locurile voastre, nevătămând pe nimeni. Și s-au dus fiarele. Iar Sfântul a zis către Ghelasie: Pentru ce ai venit la mine cu atât de mulți ostași? Iar Ghelasie l-a întrebat pe el: Dar tu ești potit? Și el a răspuns: Eu sunt păcătosul, robul Dumnezeului meu, Iisus Hristos. Ghelasie a zis: Împăratul Antonin are trebuință de tine, deci să mergi la dânsul cu noi. Grăita Sfântul: Ce trebuință are împăratul cel necurat de un om creștin? Și luând ostașii pe Sfântul Potit, l-au dus la Roma. Iar după ce s-au dus ei înaintea împăratului, l-a întrebat pe el împăratul: De ce neam ești? Răspuns a Sfântul: Sunt creștin, născut din părinți creștini. Zis Antonin: Au nu știi poruncile noastre cele împărătești, că tot cel ce nu se închină zeilor noștri cu moarte va muri? Răspuns a Sfântul: Eu aceasta și doresc, ca să mor pentru Hristos Dumnezeul meu. Grăita lui împăratul: A ajuns la mine vestea despre tine, cum că poți să tămăduiești pe fiica mea, și de vei face aceasta, te voi cinsti pe tine cu multe daruri și bogății. Grăita Sfântul către dânsul: Zeii tăi, pentru ce nu o tămăduiesc pe dânsa? Zis împăratul: Pentru ce așa cu mândrie îmi răspunzi mie? Sfântul Potit a zis: De voi tămădui pe fiica ta, vei crede într-o Dumnezeu întru care eu cred? Iar împăratul s-a văgăduit că va crede și a grăit lui Sfântul: Știu că inima ta este împietrită și nu vei crede, dar pentru norodul cel ce stă de față voi face aceasta cu puterea Dumnezeului meu, ca să vadă și să creadă și să proslăvească numele lui Iisus Hristos. Atunci a fost adusă fiica împăratului și au pus-o înaintea lui și a zis prin gura ei diavolul către Sfântul: Ce potite, au nu ți-am spus ție că și nevrând tu te voi face să vii la împăratul? Iar Sfântul, suflând spre fața copilei, a zis către dracul: Domnul meu Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, căruia se supune toată făptura ce cerească și pământească și cea de sub pământ, te ceartă pe tine, necuratul duh, și sporuncește ca să ieși dintr-o această zidire a lui și să nu ai mai multă stăpânire a intra întrânsa. Aceasta zicând-o, Sfântul a lovit cu dreapta peste obraz pe copilă și îndată au văzut toți ieșind din gura ei un balaur înfricoșat, care după ce a ieșit s-a stins. Iar cei ce stăteau de față văzând aceasta s-au umplut de spaimă și au grăit: Cu adevărat mare este Dumnezeul copilului acestuia. Și mulți dintrânși au crezut într-un Hristos. Încă s-a mirat și împăratul văzând aceasta și zicea: O, cât de mare este vrăjitoria creștinească! Iar Sfântul a zis către dânsul: Amar ție, nebune împărate, că văzând măririle lui Dumnezeu nu crezi întrânsul. Iar împăratul a zis: Mulțumire dau zeilor mei, celor ce mi-au tămăduit pe fiica mea. Grăita Sfântul: Minți, împărate, că nu zeii tăi, ci Hristos, Domnul Dumnezeul meu, a tămăduit-o pe dânsa. Și a zis împăratul: Lasă-ți acele cuvinte ale tale și jertfește zeilor mei și de voi face pe tine mare în palatele mele cele împărătești și îți voi da ție aur și argint și bogății. Răspuns a Sfântul: Să nu-ți fie ție bine, o împărate, cel ce îmi făgăduiești mie pe acelea pe care eu le socotesc ca pe un gunoi al pământului, pentru că am bogății nestricăcioase și negrăite la ceruri, pe care Hristos, Domnul meu, le-a gătit tuturor celor ce-L iubesc pe El. Iar aurul tău și argintul și toate bogățiile tale le va mânca focul. Zisa împăratul cu mânie: Încă cu mândrie grești împotriva mea? Răspuns a Sfântul: Grăiesc, deci nu mă tem de tine, că Domnul meu, Iisus Hristos, mă va scoate pe mine din mâinile tale. Zisa împăratul: Mă ocărăști și mă necinstești pe mine, dar eu rapt cruțându-ți tinerețile tale și te sfătuiesc pe tine ca să aduci jertfă zeilor, ca să nu încep îndată te munci pe tine. Răspuns a Sfântul: Cruță-te pe tine singur, căci mare iad se gătește ție și vei pieri tu și împărăția ta și vei arde în focul cel nestins,
împreună cu tatăl tău, diavolul în veac. Deci, umplându-se de mânie, împăratul a poruncit ca, dezbrăcându-l pe Sfântul Potit, să-l bată cumplit cu toiege, iar Sfântul fiind bătut, grăia. Mulțumesc ție, Doamne al meu, că m-ai învrednicit pe mine a pătimi pentru numele tău. Iar împăratul a zis către mucenic, ce voiești, potite, oare să mori, ori să jertfești zeilor ca să fii viu și întreg? Grăita Sfântul, la care zei voiești să jertfesc? Iar împăratul, poruncind să înceteze a bate pe mucenic, a zis către dânsul, au nu știi pe marele zeu Die și pe Arfan și pe Atina? Iar Sfântul Potit, zâmbind, a zis, să-i vedem pe dânsii ce fel de zei sunt aceia și voi face ceea ce poruncești. Iar împăratul cu bucurie l-a dus pe el în capiștea idolească, unde când Sfântul s-a rugat Dumnezeului celui de sus, îndată au căzut idolii și s-au sfârmat în mici bucăți. Și a zis Sfântul către împăratul, de sunt adevărați zei? Apoi pentru ce au căzut? Și căzând, pentru ce nu se scoală și nici nu-și ajută lor? Deci vezi, o împărate, cât de mare este puterea Dumnezeului meu. Iar umplându-se împăratul de rușine și de mânie, a poruncit ca legând pe mucenic cu fiare grele să-l arunce în temniță. Și șezând Sfântul în temniță și rugându-se, i s-a arătat un înger purtător de lumină, întărindu-l și mângâindu-l pe el. Iar la miezul nopții s-au topit ca ceara fiarele cele grele de pe dânsul și s-au umplut temnița de lumină și de bună mireasmă negrăită. Iar străjerii, mirosind acea bună mireasmă, s-au mirat și se întrebau de unde iese. Și privind pe o ferestruie în temniță, au văzut o lumină minunată și pe Sfântul slobozit din fiare, bucurându-se și slăvind pe Dumnezeu și vorbind cu îngerul. Și s-au umplut de frică și de spaimă. Apoi, luminându-se de ziua, s-au dus și au spus împăratului. Și a poruncit împăratul ca îndată să se gătească priveliștea și propovăduitorii să strige, ca norodul să se adune la priveliște. Deci mult norod adunându-se, a venit împăratul și șezând la divanul cel obișnuit, a poruncit ca să scoată din temniță pe mucenic și să-l pună de față la judecata sa. Și adus fiind mucenicul la priveliște, s-a îngrădit pe sine cu semnul crucii și a stat înaintea împăratului cu față luminoasă. Iar Antonin, iuțindu-se de mânie și căutând cu groază spre dânsul, i-a zis, unde ți se pare că stai acum, potite? Răspuns a Sfântul, văd că stau pe pământul Dumnezeului meu. Zis-a împăratul, acum îți va fi ție pierzarea și care Dumnezeu te va scoate pe tine din mâinile mele? Grăita Sfântul, să se umple de rușine fața ta, o împărate, că mai bună pricepere are câinele decât tine, că acela luând din mâinile cuiva pâine se îmblânzește către dânsul, iar tu câștigând tămăduire fiicei tale de la Dumnezeul meu, îl hulești pe el. Și îndată împăratul a poruncit ca, dezgolind pe mucenic, să-l spânzure la muncire și să-l ardă cu făclii. Apoi cu unghii de fier a poruncit să-i strujească trupul lui, iar Sfântul, răbdând toate acestea ca într-un trup străin, bagiocorea pe împăratul zicând, unde sunt îngrozirile tale, o împărate? Te-ai lăudat că mă vei dovedi pe mine cu muncile, iar eu, fiind muncit, niciun fel de durere nu simt. Deci să știi și să înțelegi că aceste munciri nu trupului meu, ci inimii tale îi aduc dureri, de vreme ce le biruiesc pe acestea prin răbdarea mea și mai mult mă veselesc într-o dânsele. Iar împăratul mai mult se mânia pentru rușinea sa și a poruncit ca, scoțând pe mucenic de la muncire, să-l dea spre mâncare fiarelor. Iar fiarele cele slobozite la dânsul, alergând, cădeau înaintea lui și lingeau picioarele lui, iar Sfântul striga către împăratul. Ce zici acum, spurcatule muncitor? Au încă nu vezi puterea lui Hristos, Dumnezeul meu? Iar împăratul, poruncind ca să întoarcă fiarele, a zis către slujitorii cei ce-l munceau. Tăiați pe ticălosul acesta bucăți și-l aruncați spre mâncarea câinilor. Și luând slujitorii securea, când au început să taie pe Sfântul, atunci trupul lui s-a făcut atât de tare, cu o minunată putere dumnezeiască, încât nu putea deloc securea să-l vatăme pe acela ca pe o piatră vârtoasă sau ca pe niște fier, și singuri se reneau unul pe altul cu securile. Aceasta, văzând-o noroadele cele ce priveau, s-au minunat foarte și au crezut mulți într-un Hristos Domnul ca la 2000 și strigau grăind. Cu adevărat, același Dumnezeu lucrează în tânărul acesta, care mai înainte a lucrat în Petru și în Pavel, care au pătimit într-o această cetate. Aceasta, văzând-o muncitorul și glasul norodului auzindu-l, s-a tulburat. Și gemând de la inimă, a zis, o, cât de mare este vrăjitoria acestui spurcat creștin! Și a poruncit să pregătească o tigaie de fier și să fiarbă un de lemn întrânsa, și punându-l pe mucenic în ea, să-l ardă, mai adăugând încă atopi și plumb, și cu acela a stropit trupul mucenicului. Iar Sfântul, ca într-o oarecare răcorire fiind, se veselea și slăvea pe Dumnezeu, grăind către împăratul.
jură-te pe tine, pe cinstea ta cea împărătească, ca încă să mai adaugi mie plumb de acesta topit, pentru că foarte mare răcorire am dintr-o acesta. Și nu se pricepea împăratul ce fel de muncă încă mai cumplită să scornească asupra lui. Deci, luând pe sfântul de pe tigaie, a poruncit să aducă un piron de fier lung, să-l înfierbânteze pe acela și să-l bată deasupra în capul ucenicului. Aceasta făcându-se, s-a făcut cu dumnezeiasca putere aceea că mucenicul, luând în cap pironul, petrecea viu și sănătos și fără de durere. Iar durerea aceea, pe care ar fi simțit-o mucenicul, s-a suit pe capul împăratului și, durându-l capul pe împăratul cumplit, striga către mucenic zicând: Miluiește, mă robule lui Hristos, și din durerea aceasta mă izbăvește, acum cunosc puterea Dumnezeului tău. Și-a grăit sfântul: Zeii tăi să te tămăduiască pe tine. Iar împăratul neîncetat ruga pe mucenic pentru tămăduirea sa. Și a zis sfântul: Până ce nu va veni aici fiica ta, pe care Hristos al meu a făcut-o sănătoasă, tu nu vei putea să te tămăduiești. Și îndată au chemat pe fiica împăratului, care căzând la picioarele mucenicului, grăia: Rogu-mă ție, robule lui Dumnezeu, botează-mă pe mine într-un numele atotputernicului Dumnezeului tău, pe care îl propovăduiești. Și-a poruncit sfântul ca îndată să gătească scăldătoare. Și-a botezat pe dânsa singur înaintea tuturor, de vreme ce nu era cu putință ca într-o acea vreme să afle preot, toți preoții ascunzându-se din pricina prigoanei. Iar după botezul fiicei împăratului, întinzându-și mucenicul mâinile sale spre Dumnezeu, a făcut rugăciune pentru tămăduirea împăratului și îndată acela s-a făcut sănătos. Ci o orbire și nebunie a închinării de idoli, că în loc ca să cunoască el pe adevăratul Dumnezeu și să-i mulțumească, necuratul împărat a început a da mulțumire spurcaților săi zei zicând: Mulțumesc ție, zeule Apolone, zeule Arfe și zeițo Atino, că m-a stămăduit pe mine. Atunci sfântul a început a ocărâ foarte pe împăratul, defăimându-l pentru nebunia și împietrirea lui, că se dăduse cu totul la înșelăciunea drăcească. Iar împăratul, ca un îndrăcit mânindu-se, a poruncit ca să taie limba sfântului și ochii să-i scoată. Iar mucenicul lui Hristos și după tăierea limbii vorbea luminos, slăvind pe Dumnezeu și grăind: Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Bine voi cuvânta pe cel ce a pus în gura mea cântare nouă și voi cânta Dumnezeului meu într-o veselie și bucurie. Iar către împăratul a zis: Ce ai sporit, păgânule, tăindu-mi limba mea? Ai nădăjduit că odată cu limba vei lua și cuvântul din gura mea? Iată, vezi și mă auzi pe mine grăind luminos, cu darul lui Hristos Dumnezeul meu, care te va birui pe tine ca și de demult pe faraon. Iar împăratul, văzându-se pe sine biruit și rușinat, a rămas ca un uimit, nepricepându-se ce să facă mai mult mucenicului. Și vrând acum să se izbăvească pe sine de ocara norodului, a poruncit ca să tai pe mucenic cu sabia. Și tăindu-se capul sfântului, și-a săvârșit nevoința pătimirii sale. Și așa și-a pus sufletul său sfântul mucenic potit pentru Hristos, în anii cei pruncești, și acum împărțește cu dânsul la ceruri în viața cea fără de moarte, căreia și noi să ne învrednicim cu rugăciunile sfântului mucenic potit și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui este slava împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și de-a pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, sfântul ierarh Leontie, episcopul rădăuților. Acest purtător de Dumnezeu, Leontie, s-a născut din părinți creștini drept măritori, în orașul Rădăuți, la începutul secolului al XIV-lea. Încă din pruncie, mergând cu părinții săi la biserică, a fost cuprins de o mare dragoste față de casa lui Dumnezeu, unde mai apoi mergea zilnic și asculta cu toată luarea minte sfânta slujbă, după care zăbovea, căutând să se apropie cât mai mult sufletește de cuvioșii părinți călugări, ostenitori și slujitori sfințiți la această catedrală voievodală. Părinții din obștea catedralei, văzându-l cu atâta dragoste pentru casa lui Dumnezeu și pentru sfintele slujbe, l-au primit în obștea lor, unde fericitul Leontie, în toate cele rânduite, arăta multă râvnă, smerenie și ascultare. Pentru viața lui duhovnicească a fost călugărit, primind numele de Lavrentie. Râvna lui pentru nevoințele cele duhovnicești sporea tot mai mult. Luând binecuvântarea de la starețul obștei, s-a îndreptat către un loc sihăstresc, nu departe de Pudna, unde erau câțiva sihaștri. Mitropolitul Moldovei de atunci, Iosif Mușat, aflând de această vatră sihăstrească cu rânduială prea frumoasă, a mers și a sfințit biserica acestui schit. Și, odată cu aceasta, a hirotonit în preot pe cuviosul Lavrentie, numindu-l tot atunci egumen, potrivit dorinței acestei obști. Aici, în această binecuvântată sihăstrie, vine să se nevoiască și cuviosul Daniel Sihastrul, sub povața părintelui său duhovnicesc, Lavrentie. Înființându-se scaun episcopal la Rădăuți, în timpul lui Alexandru cel Bun, nu după multă vreme, de la întemeierea acestei episcopii,
cuviosul Lavrentie este chemat la înalta vrednicie și răspundere înfricoșătoare de ierarh. Primind jugul arhieriei, cuviosul ierarh Lavrentie adaugă la nevoințele sale sihăstrești și crucea slujirii arhierești. Arhiereu fiind, nu a încetat nicio clipă a priveghea, a posti și a se ruga neîncetat. Apoi a sfințit biserici și a hirotonit preoți și diaconi pentru toate bisericile unde era trebuință, veghind la păstrarea rânduielilor canonice, păzind scumpătatea și pogorământul în toate câtele rânduia spre zidirea Bisericii lui Hristos și folosul cel mântuitor al păstoriților săi sufletești. După ani mulți de arhierească păstorie, simțindu-se slăbit cu trupul, s-a retras din scaunul său și s-a reîntors la mănăstirea de Metanie, Laura. Aici a cerut să-i se dea schima cea mare, primind numele de Leontie, devoindu-se zi de zi și ducând cu adevărat viață de înger în trup. Cunoscându-și dinainte sfârșitul vieții sale pământești, a chemat întreg soborul pentru a le da ultimele povețe părintești. Rânduind ca egumen al acestei sfinte mănăstiri pe cel mai apropiat ucenic al său, cuviosul Daniel Sihastrul, și binecuvântând pe toți, a adormit în Domnul, într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. Credincioșii și fiii lui duhovnicești veneau la mormântul său ca și cum ar fi fost în viață, primind binecuvântarea sa și tămăduiri de tot felul de boli. Mai târziu, moaștele sale au fost duse la Rădăuți, potrivit dorinței credincioșilor, unde venea multă lume din împrejurimi și chiar de la mari depărtări. Cunoscând darul lui de la Dumnezeu, care se revărsa cu prisosință asupra tuturor celor ce se rugau și sărutau cu credință racla sfintelor sale moaște. În anul 1639, prădându-se biserica, au dispărut și moaștele Sfântului Leontie din Rădăuți. Unii cred că au fost luate de năvălitori. Alții spun că au fost îngropate de călugări în biserică în anul 1783, odată cu desființarea mănăstirii. Însă locul unde se află astăzi, singur Dumnezeu știe. Între anii 1621-1622, un vestit teolog ucrainean, ieromonahul Zaharia Kopistenski din Kiev, scria despre el. În Rădăuți, în episcopie, Sfântul Leontie, făcătorul de minuni, zace cu trupul întreg. La 20 iunie 1992, Sfântul ierarh Leontie de la Rădăuți a fost canonizat și trecut în rândul sfinților ierarhi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu zi de prăznuire la 1 iulie. Cu rugăciunile Sfântului ierarh Leontie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.